Atenienii, cândva în timpul celui de-al VI-lea secol înainte de Hristos, într-o sală de consfătuiri pe muntele lui Marte, la Atena. Spune-ne, Nicias, ce sfat a trimis oracolul Pitiei prin tine? De ce această boală care bântuie printre noi și de ce nenumăratele noastre jertfe nu sunt primite? Nicias, cel cu ochii reci, i-a răspuns fără ezitare conducătorului consfătuirii. Preoteasa ne-a spus că orașul nostru se află sub puterea unui blestem înspăimântător. Un anumit zeu ne-a blestemat pentru îngrozitoarea faptă a regelui Megacles, care i-a înșelat pe discipolii lui Cilon. Da, da, acum îmi amintesc, spuse trist un alt membru al consiliului. Megacles a obținut victoria asupra discipolilor lui Cilon, promițându-le că îi va ierta. Apoi și-a călcat cuvântul și i-a măcelărit. Dar care zeu mai este supărat pe noi pentru această crimă? Am făcut jertfe de iertare pentru fiecare zeu. Nu este așa, răspunse Nicias. Preoteasa susține că mai există un zeu neîmpăcat. Dar cine ar putea să fie acesta? Întrebară bătrânii privindu-l neîncrezător pe Nicias. Asta nu sunt eu în măsură să vă spun, răspunse Nicias. Nici oracolul însuși nu știe numele său. Ne-a spus doar că... Nicias se opri, observând figurile nerăbdătoare ale colegilor săi. Între timp, vuietul a sute de urlete se făcu auzit din orașul afectat de suferință. Nicias continuă. Trebuie să trimitem imediat o navă spre Cnosos, pe insula Creta, iar de acolo să-l aducem pe omul numit Epimenides, aici la Atena. Preoteasa m-a asigurat că el va ști cum să-l împace pe zeul nemulțumit și astfel să elibereze orașul. Nu este aici, în Atena, nici un om suficient de înțelept? Răbufni un bătrân indignat. Trebuie să cerem ajutor unui străin? Dacă știți un om îndeajuns de înțelept, atunci chemați-l pe el, spuse Nicias. Iar dacă nu, atunci să facem așa cum ne-a spus oracolul. Un vânt rece, de parcă ar fi fost răcit de teroarea ce bântuia Atena, suflă prin sala de marmură albă încăperii consiliului de pe muntele lui Marte. Unul după altul, bătrânii consiliului își luară pe umeri hainele de judecată și cântăriră vorbele lui Nicias. Pornește în numele nostru, prietene, spuse conducătorul consiliului. Adu-l pe acest Epimenides dacă va asculta cererea ta și dacă va scăpa orașul nostru, noi îl vom răsplăti. Ceilalți membri ai consiliului îl aprobară. Nicias, cel cu vocea calmă, se ridică, făcă o plecăciune în fața adunării și apoi părăsi încăperea. Coborând muntele lui Marte, se îndreptă spre portul Pireu, la 2 mile departare de golful Faleron. O navă era ancorată în port. Epimenides păși iute pe țărm la Pireu, urmat de Nicias. Cei doi oameni porniră de îndată spre Atena, regăsindu-și încet mersul pe pământare, după lunga călătorie pe mare dinspre Creta. Intrând în deja faimosul oraș al filozofilor, semnele ciumei îl întâmpinară la fiecare pas. Dar Epimenides remarcă un alt lucru. Nu am mai văzut niciodată atâția zei, exclamă cretanul privindu-l pe însoțitorul său și clipind de uimire. Falange de idoli erau aliniate pe ambele părți ale drumului ce venea dinspre Pireu și alte câteva sute de zei formau o esplanadă din piatră numită Acropolă. O generație viitoare de atenieni va construi Partenonul pe acest loc. Câți zei au atenienii? Adăugă Epimenides. Cel puțin câteva sute, răspunse Nicias. Câteva sute? Exclamă Epimenides. Zeii sunt mai ușor de găsit aici decât oamenii. Bine ai spus. Consilierul Nicias râse înfundat. Cine știe câte proverbe au mai pus oamenii pe seama Atenei, orașul înecat de zei. Nici nu se scoate bine o piatră din carieră că ea este transformată într-o zeitate în orașul nostru. Nicias se opri din drum cântărindu-și vorbele. Și totuși, începu el gânditor, oracolul Pitiei ne-a spus că noi, atenienii, mai avem un zeu de împăcat și că tu, Epimenides, vei face legătura necesară. Se pare că, în ciuda celor spuse de mine, noi, atenienii, mai avem nevoie de un zeu.
Deodată Nicia să-și lăsă capul pe spate și izbucni în râs. Pe viața mea, Epimenides, nu-mi dau seama cine este acest alt zeu. Noi, atenienii, suntem cei mai mari colecționari de zeități din lume. Am asimilat deja teologiile multor popoare din jurul nostru, adunând fiecare zeu pe care l-am putut transporta în orașul nostru, pe uscat sau pe mare. Poate că tocmai asta este problema voastră, spuse tainic Epimenides. Niceas clipi spre Epimenides fără a putea pricepe. Cum trebuia să înțeleagă ultima afirmație? Totuși, ceva din sensul cuvintelor lui Epimenides îl lăsase fără replică. După câțiva pași, ajunseră la porticul vechi de marmură, aflat lângă camera de consiliu de pe muntele lui Marte. Deja bătrânii Atenei aflaseră despre venirea lor. Consiliul îi aștepta. Epimenides, îți suntem recunoscători, începu conducătorul adunării. Înțelepți conducători ai Atenei, nu trebuie să mulțumiți, îl întrerupse Epimenides. Mâine în zori, aduceți o turmă de miei, o echipă de zidari și suficiente pietre și mortar, lângă panta acoperită de piatră aflată la picioarele acestei stânci sacre. Oile trebuie să fie toate sănătoase și de culori diferite, unele albe, altele negre. În plus, trebuie să avem oi flămânde. Acum mă duc să mă odihnesc în urma călătoriei. Chemați-mă în zori. Membrii Consiliului schimbaseră câteva priviri mirate între ei, în timp ce Epimenides trecu prin portic spre un alcov liniștit, își puse tunica pe el în chip de pătură și se așeză pe jos să mediteze. Conducătorul se întoarse către un membru mai tânăr al Consiliului. Ai grijă ca totul să fie făcut după cum a poruncit el, îi ordonă tânărului. Iată oile, spuse cu smerenie membrul cel tânăr al Consiliului. Epimenides, picotind pe jumătate adormit, ieși din locașul său de odihnă și îl urmă pe mesager până la panta acoperită cu iarbă de la poalele muntelui lui Marte. Două turme, una cu oi albe și negre și cealaltă compusă din consilieri, păstori și zidari, stăteau în așteptare sub soarele ce tocmai răsărea. Sute de cetățeni, osteniți de încă o noapte petrecută în luptă cu boala, îngrijind și jelindu-i pe ciumați, așteptau pe dealurile din preajmă și urmăreau totul cu nerăbdare. Înțelepți bătrâni, începu Epimenides, ați depus deja un efort considerabil aducând sacrificii numeroaselor voastre zeități, iar totul s-a dovedit a fi zadarnic. Acum, eu voi aduce jertfă bazându-mă pe trei presupuneri diferite de presupunerile voastre. Prima mea presupunere, toate privirile se ațintiră asupra înaltului cretan, fiecare ureche se ascuți mai tare pentru a-i auzi cuvintele următoare. Se bazează pe faptul că mai există un zeu implicat în această ciumă, un zeu al cărui nume ne este necunoscut și care, din acest motiv, nu este reprezentat de către niciun idol din oraș. Apoi, presupun și faptul că acest zeu este suficient de puternic și îndeajuns de bun pentru a face ceva în ceea ce privește ciuma care bântuie orașul numai dacă vom cere ajutorul său. Să invocăm un zeu al cărui nume ne este necunoscut? Izbucni unul dintre bătrâni. Este posibil acest lucru? A treia presupoziție vă oferă răspunsul, replică Epimenides. Este o presupunere simplă. Orice zeu care este într-atât de mare și într-atât de bun încât să ne ajute în privința ciumei, este probabil la fel de mare și de bun încât să zâmbească văzând ignoranța noastră dacă ne vom recunoaște neștiința și îl vom invoca. Murmurele de încuvințare se amestecau cu behăitul oilor flămânde. Niciodată nu mai auziseră bătrânii atenieni o astfel de judecată. Dar de ce, se mirau ei, trebuia ca oile să fie de diferite culori? Acum, strigă Epimenides, pregătiți-vă să lăsați oile libere pe această pantă sacră. Odată eliberate, lăsați-o pe fiecare în parte să meargă unde va dori. Fiecare animal să fie urmărit de un om. Apoi, privind spre cer, Epimenides se rugă cu glas puternic și plin de încredere.
O, zeu necunoscut, privește cum ciuma bântuie acest oraș. Și dacă ți-e milă într-adevăr și vrei să ne ierți și să ne ajuți, privește această turmă de oi. Arată-ne dorința de a răspunde, îți cer, făcând ca fiecare oaie care ți este plăcută să se așeze în iarbă, în loc să o pască. Alege una albă, dacă una albă îți place, sau neagră, dacă dorești, iar pe acelea pe care le-ai ales, noi le vom sacrifica pentru tine, recunoscând jalnica noastră ignoranță față de numele tău. Epimenides se așeză în iarbă, plecă din cap, făcând un semn către păstorii ce păzeau turma. Încet, păstorii se dădură la o parte. Iute, nerăbdătoare, oile se răspândiră pe dealuri păscând. Între timp, Epimenides stătea nemișcat ca o statuie cu privirea în pământ. Nu avem nicio șansă, murmură în barbă un consilier încruntat. Este deja dimineață, iar eu nu am văzut niciodată o turmă mai dornică să pască. Niciuna din ele nu se va odihni până când nu va fi cu burta plină. Și cine va mai crede atunci că a fost un zeu care le-a făcut să se întindă în iarbă? Înseamnă că Epimenides s-a ales cu bună știință acest moment al zilei, răspunse Nicias. Numai așa vom putea ști dacă una din noi s-a așezat ca urmare a voinței acestui zeu necunoscut și nu din propria ei dorință. Nici nu apucă Nicias să-și termine vorbele când un păstor strigă, priviți! Toate privirile s-au întors să vadă cum un berbec ales își plecă genunchii și se așeză pe iarbă. Și aici este unul, răcni un consilier uluit, ieșindu-și din fire de mirare. În numai câteva minute, mai multe oi alese erau întinse în iarbă, o iarbă prea fragedă pentru ca vreun animal ierbivor să îi reziste în condiții normale. Dacă s-ar fi așezat numai una, am fi spus că este bolnavă, exclamă conducătorul consiliului. Dar așa ceva, acest lucru nu poate fi decât un răspuns. Întorcându-și privirea plină de respect, spuse către Epimenides, ce să facem acum? Luați oile care stau întinse, răspunse cretanul, ridicându-și pentru prima oară de când îl invocase pe zeul necunoscut privirea din pământ, și însemnați locul pe care a așezut fiecare. Apoi, puneți-i pe zidari să construiască altare, un altar pe fiecare loc de odihnă al animalelor. Zidarii entuziaști au început lucrul, așezând pietrele și mortarul. Spre amiază, mortarul se întărise, fiecare altar era gata. Numele cărui zeu să-l gravăm pe aceste altare? Întrebă un consilier mai tânăr și prea nerăbdător. Toate privirile se întoarseră să audă răspunsul cretanului. Nume, răspunse gânditor Epimenides. Zeitatea al cărei ajutor îl căutăm a fost mulțumită să răspundă atunci când am recunoscut ignoranța noastră. Dacă noi vom avea acum pretenția că știm numele său, gravându-l când de fapt noi nici măcar nu-l bănuim, mă tem că îl vom jigni pe el. Nu trebuie să facem una ca asta, fu de acord conducătorul consiliului, dar bineînțeles că trebuie să existe un mod potrivit pentru a închina cuiva fiecare altar în parte înainte de a-l folosi. Ai dreptate, prea învățat bătrân, spuse Epimenides zâmbind aparte. Există un astfel de mod. Gravați pur și simplu cuvintele Agnostoteo pentru un zeu necunoscut pe marginea altarului. Nimic altceva nu este necesar. Atenienii au înscris cuvintele pe care îl sfătuise îndrumătorul lor din Creta să le graveze. Apoi sacrificară fiecare oaie consacrată pe altarul ce marca locul în care acea oaie se oprise. A venit noaptea. Până în zorii celei de-a doua zile, mortala ciumă ce cuprinse orașul începuse să slăbească din intensitate. Într-o săptămână, cei care fuseseră până atunci bolnavi și-au revenit. Atenienii se îngrămădeau să-l slăvească pe zeul necunoscut al lui Epimenides și pe Epimenides însuși, pentru că le-a adus un astfel de ajutor, uimitor, într-o manieră atât de inventivă. Cetățenii recunoscători așezară ghirlande de flori în preajma acelui grup de altare simple de lângă muntele lui Marte. Mai târziu,
Ei sculptară o statuie a lui Epimenides șezând pe care o așezară în fața unuia dintre temple. Odată cu trecerea timpului însă, oamenii din Atena începuseră să uite de mila pe care zeul necunoscut al lui Epimenides le-o acordase. În cele din urmă au neglijat altarele sale aflate pe panta de la poalele muntelui lui Marte. S-au întors să se închine sutelor de zeități care se dovediseră neputincioase în fața blestemului ce acoperise orașul lor. Vandalii demolară câteva altare și profanară pietrele celorlalte. Iarba și mușchiul crescu peste ruine până când, într-o zi, doi bătrâni care își amintiseră de semnificația altarelor s-au oprit printre ele pe drumul ce ducea către Consiliu. Sprijinindu-se pe rămășițele lor, priviră gânditori la relicvele acoperite de plante agățătoare. Unul dintre bătrâni dădu la o parte o bucată de mușchi și citi vechea inscripție ascunsă în spate, Agnostoteo. Demas, îți mai amintești? Cum aș putea să uit, răspunse Demas. Eram cel mai tânăr membru al Consiliului și eu am sugerat să gravăm pe fiecare altar numele unui zeu. Ce prostie! Vorbitorul se opri căzând pe gânduri, apoi adăugă. Demas, poate crezi că fac un sacrilegiu, dar mă gândesc că dacă zeul necunoscut al lui Epimenides ni s-ar descoperi în mod direct, am putea foarte ușor să ne lipsim de toți ceilalți zei. Bătrânul cel bărbos își flutură cârja cu un dispreț calm, arătând spre înșiruirile de idoli surdomuți, acum mai mult ca oricând aliniați pe creasta Acropolei. Numai că dacă el s-ar dezvălui pe sine vreodată, spuse Demas gânditor, cum va ști poporul nostru că este el, că nu este vreun zeu străin, ci acela care a luat deja parte în viața cetății noastre? Eu cred că există numai o singură cale, răspunse primul bătrân. Va trebui să încercăm să păstrăm măcar unul dintre aceste altare ca semn de amintire pentru urmași. Și povestea lui Epimenides va trebui cumva menținută vie printre tradițiile noastre. O idee foarte bună, se entuziasmă Demas. Privește, acesta este încă într-o stare destul de bună. Vom angaja zidari ca să-l curețe, iar mâine vom aminti Consiliului de acea victorie îndepărtată asupra ciumei. Vom face o propunere prin care să susținem întreținerea din banii orașului, măcar a acestui altar. Cei doi bătrâni căzură de acord printr-o strângere de mână, apoi, braț la braț porniră, șchiopătând în josul potecii, izbindu-și vesel toiegele de stâncile muntelui lui Marte. Cele de mai sus se bazează mai ales pe o tradiție, consemnată ca o poveste de către Diogenes Laertius, un autor grec din secolul al III-lea după Hristos, într-o lucrare clasică, Viețile filozofilor de seamă, volumul 1, pagina 110. Elementele principale ale descrierii lui Diogene sunt: Epimenides, un erou din Creta, răspunde unei chemări venite din Atena printr-un om numit Nicias, prin care îi se cerea să sfătuiască orașul Atenei în privința ciumei. Ajungând în Atena, Epimenides primește o turmă de oi negre și albe, la care le dă drumul pe muntele lui Marte, spunându-le oamenilor să urmărească oile și să însemne locurile unde acestea se așează. Scopul aparent al lui Epimenides era să ofere fiecărui zeu implicat în problema bolii posibilitatea de a-și descoperi dorința de ajutorare a cetății, făcând ca acea oaie care îi convine să se așeze în iarbă în semn că va accepta jertfa acelei oi. De vreme ce n-ar fi fost nimic neobișnuit dacă oile s-ar fi așezat în iarbă în perioada obișnuită de păscut, se poate presupune că Epimenides a făcut acest experiment dimineața în zori, când oile sunt cele mai flămânde. Câteva oi s-au așezat, iar atenienii le-au sacrificat pe altarele fără nume, ridicate în mod special pentru acest eveniment. Astfel, ciuma s-a ridicat de deasupra orașului. Cititorii Vechiului Testament își amintesc că eroul numit Gedeon, căutând cunoașterea voinței lui Dumnezeu, a scos afară lâna.
Epimenide s-a făcut mai mult decât Gedeon. El a scos afară toată turma. Potrivit unui pasaj din Legile lui Platon, Epimenide s-a mai prezis și faptul că peste 10 ani o armată persană va ataca Atena. El i-a asigurat în același timp pe atenieni că inamicilor persani se vor întoarce acasă cu toate dorințele neîmplinite după ce vor fi suferit mai multe răni decât au făcut. Această profeție s-a împlinit. Din partea Consiliului a fost oferită lui Epimenide să o răsplată în bani pentru serviciul său, însă el a refuzat să primească această plată. Singura recompensă pe care o doresc, spuse el, este să facem acum și aici o înțelegere de prietenie între Atena și Knossos. Atenienii au fost de acord, au semnat tratatul cu Knossosul și apoi i-au asigurat lui Epimenides transportul până în insula lui. În același pasaj, Platon îl recunoaște pe Epimenides drept un om inspirat și îl apreciază drept unul dintre acei oameni care au ajutat omenirea să regăsească știința pierdută în timpul Marelui Potop. Alte detalii în ceea ce privește această poveste despre blestem ne parvin dintr-o notă de subsol a unui editor al retoricii lui Aristotel, cartea 3:17-16, găsită în Biblioteca Clasică Loeb, tradusă de Fries și publicată la Cambridge, Massachusetts. Explicația faptului că era vorba despre oracolul Pitiei și nu despre un alt oracol, care le-a indicat atenienilor să-l cheme pe Epimenides, ne vine din referința mai sus menționată din Legile lui Platon. Nici Diogenes Laertius nu spune că pe altarele lui Epimenides era inscripția Agnostoteo. El spune numai că altarele pot fi întâlnite în diferite părți ale Aticei, fără niciun nume înscris pe ele, fiind monumente ale acestei ispășiri. Oricum, alți doi autori antici, Pausanias în A sa descriere a Greciei, volumul 1:4, și Philostratus în Apollonius din Tiana, fac referiri la niște altare închinate unui zeu necunoscut, sugerând faptul că o inscripție în acest sens era gravată pe fiecare. Faptul că o astfel de inscripție era gravată cel puțin pe un altar în Atena poate fi verificat pe baza afirmațiilor unui istoric din primul secol al erei noastre. El se numește Luca. Descriind pățaniile lui Pavel, vestitul apostol al creștinătății, Luca menționează o întâlnire iluminată foarte bine de către povestea anterioară a lui Epimenides. Pe când îi aștepta Pavel în Atena, începe Luca, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Fapte 17:16. Dacă Atena era plină de câteva sute de idoli pe vremea lui Epimenides, atunci pe vremea lui Pavel trebuie că erau cu mult mai mulți. Idolatria, prin însăși natura ei, are în sine un factor de inflație. De vreme ce oamenii îl resping pe Dumnezeu, atot știutor, atot puternic și omniprezent, în favoarea unor zeități mai mici, și descoperă din întâmplare, spre nemulțumirea lor, că este nevoie de o infinitate de zeități mai mărunte ca să încapă în locul adevăratului Dumnezeu. Când Pavel a văzut în Atena adulterul pe care îl făceau oamenii slăvind niște bucăți de lemn și piatră, în locul adevăratei slăviri, s-a îngrozit. A trecut imediat la acțiune. Mai întâi, în sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Fapte 17:17. Asta nu înseamnă că iudeii și grecii temători de Dumnezeu practicau idolatria. Dimpotrivă, ei erau în orice caz oamenii cei mai în măsură să se opună idolatriei ce bântuia orașul lor. Probabil că Pavel i-a găsit într-atât de obișnuiți cu scenele de idolatrie, încât nu mai erau în stare să lanseze o ofensivă convingătoare asupra acestei situații. De asemenea, el stătea de vorbă, ne spune Luca, în piață, în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Fapte 17:17. Pe cine întâlnea el acolo și cum reacționau aceștia?
Luca ne explică. Unii filozofi, epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el și unii ziceau: ce vrea să spună palavragiul acesta? Chiar și un apostol poate întâmpina obstacole în ceea ce privește comunicarea transculturală. Alții ziceau: pare că vestește niște dumnezei străini. Fapte 17:18. De ce apare acest comentariu final? Fără îndoială că filozofii l-auziseră pe Pavel vorbind despre Theos, Dumnezeu. Theos era un termen cu care ei erau familiarizați. Oricum, ei nu îl foloseau ca pe un nume propriu, ci ca termen generic pentru orice zeitate, întocmai cum om, în limba noastră, înseamnă oricare ființă umană, dar nu este potrivit ca nume propriu niciuneia. În orice caz, filozofii trebuie să fi știut că Xenofan, Platon și Aristotel, trei mari gânditori, au folosit în lucrările lor termenul Theos ca pe un nume propriu al Dumnezeului suprem și unic. Vezi, de exemplu, Enciclopedia Britanică. La două secole după vremurile lui Platon și Aristotel, traducătorii Septuagintei, prima versiune a Vechiului Testament, se confruntau cu o problemă majoră. Puteau oare să găsească în limba greacă un echivalent potrivit pentru numele ebraic al lui Dumnezeu, Elohim? Au respins numele lui Zeus. Chiar dacă Zeus era numit regele zeilor, teologii păgâni au făcut din Zeus fiul a două alte zeități, Cronos și Rea. Cineva născut din alte ființe nu putea fi egalul lui Elohim, cel increat. În cele din urmă, traducătorii au găsit neașteptata utilizare pe care cei trei filozofi mai sus menționați au dat-o cuvântului Theos ca nume propriu în limba greacă pentru atotputernicul Dumnezeu. Theos, în această utilizare specială, era încă un nume nepângărit cu sensuri greșite. Ei au adoptat acest termen. De aceea și Pavel a adoptat termenul Theos pentru predicile și scrierile din Noul Testament. De aceea se poate ca termenul care i-a făcut pe filozofii greci să creadă că Pavel vestea zei străini nu era Theos, ci numele cu care ei nu erau familiarizați, Isus. Probabil că ei erau mirați și de faptul că cineva dorește să mai aducă un zeu în Atena, capitala zeilor lumii. Atenienii aveau nevoie în ultimă instanță de ceva asemănător unei cărți de telefon ca să poată ține cont de mulțimea zeităților reprezentați deja în orașul lor. Cum a răspuns Pavel sugestiei că el nu făcea altceva decât să vestească un zeu inutil într-o cetate deja invadată de zeități? Iisus Hristos îi oferise deja lui Pavel o formulă magistrală pe care să o folosească în cazul problemelor de comunicare transculturală, cum era aceasta din Atena, vorbindu-i într-o viziune atât de convingătoare încât l-a umplut pe Pavel de o nouă perspectivă, atât de luminoasă încât a rămas orb o vreme. Iisus i-a spus: te trimit să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină. Fapte 26:17-18. Logica lui Iisus era fără greșeală. Dacă oamenii trebuie să se întoarcă de la întuneric la lumină, mai întâi ochii lor trebuie să se deschidă pentru a vedea deosebirile dintre întuneric și lumină. Și de ce este nevoie pentru a deschide ochii cuiva? De cineva care să poată deschide ochii. Dar cum putea Pavel, un om născut evreu și renăscut creștin, să deschidă ochii cunoștinței adevărului despre Dumnezeul Suprem într-o Atenă infectată de idoli? I-ar fi fost foarte greu să găsească într-un sistem religios dăruit în întregime politeismului conștiința faptului că monoteismul este mai bun. Ei, dar Pavel străbătea cetatea și se uita de aproape la toate lucrurile, Fapte 17:23. Și a găsit ceva chiar în mijlocul sistemului care nu făcea parte din acel sistem. Un altar care nu era asociat niciunui idol, un altar ce purta inscripția curioasă unui zeu necunoscut.
Pavel simți o deosebire între acel altar și ceilalți idoli. Era calea sa, o cheie a comunicării care se putea potrivi lacătelor din mințile și inimile acelor filozofi, epicurieni și stoici. Când ei l-au chemat să-și prezinte opiniile într-un cadru formal, mai potrivit discuțiilor intelectuale decât piața, Pavel era pregătit. Pavel se prezentă în fața adunării Areopagului, adică Societatea Muntelui lui Marte, care era compusă dintr-un grup de atenieni de seamă ce se întâlneau pe Muntele lui Marte pentru a discuta problema de istorie, filozofie sau religie. Pe aceeași colină, cu 6 secole în urmă, Epimenides s-a confruntat cu problema epidemiei din Atena. Pavel putea să-și înceapă mesajul pe Muntele lui Marte alegând înfruntarea directă. El ar fi putut să spună: oamenii Atenei, cu toate filozofiile voastre subtile, voi încă mai acceptați idolatria și chiar o practicați, pocăiți-vă sau veți pieri. Iar aceste cuvinte puteau deveni oricând realitate. Mai apoi ar fi încercat să-i aducă de la întuneric la lumină, așa cum a poruncit Iisus. Dar ar fi fost ca și cum ai fi zis hop, înainte de a sări. Numai că întâi trebuie să sari. Iată de ce Iisus a inclus porunca deschiderii ochilor ca o condiție necesară pentru întoarcerea oamenilor de la întuneric la lumină. Pavel a sărit cu următoarele cuvinte: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Este remarcabilă cumpătarea lui Pavel, ținând cont cât de mult detesta el idolatria. Căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați, altcineva având educația lui Pavel le-ar fi spus idoli murdari. Am descoperit chiar și un altar pe care este scris unui Dumnezeu necunoscut. Apoi Pavel rosti un enunț care așteptase secole ca să poată fi vestit. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Fapte 17, 22-23. Era oare acel Dumnezeu pe care îl vestea Pavel cu adevărat străin, așa cum susțineau filozofii? Dimpotrivă, prin raționamentul lui Pavel, Iahve, Dumnezeul iudeo-creștin, a fost premers de altarul lui Epimenides, așadar era vorba despre un zeu care se implicase deja în istoria Atenei, așadar avea dreptul să-i se vestească numele în acel loc. Dar oare a înțeles Pavel trecutul istoric al acelui altar și conceptul de zeitate necunoscută? Avem dovada clară că înțelesese acest lucru, deoarece Epimenides, în afara faptului că avea capacitatea de a ilumina părțile obscure ale relațiilor dintre dumnezeire și omenire, era poet. Iar Pavel citează din poezia lui Epimenides, lăsându-l să întărească bisericile din insula Creta. Pe misionarul numit Titus, Pavel îi scrie acestuia din urmă niște instrucțiuni prin care să-l îndrume în relațiile sale cu cretanii. Unii dintre ei, chiar proroca lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Această mărturie este adevărată, de aceea mustră iaspru ca să fie sănătoși în credință. Tit 1:12-13. Cuvintele lui Pavel sunt citate dintr-un poem atribuit lui Epimenides, Enciclopedia Britanică. Remarcați și faptul că Pavel îl numește pe Epimenides profet. Cuvântul grecesc este profetes, același cuvânt pe care Pavel îl folosește atunci când vorbește despre profeții Vechiului și Noului Testament. Bineînțeles că Pavel nu l-ar fi onorat pe Epimenides cu numele de profet, fără să cunoască caracterul și faptele lui Epimenides. Un om pe care Pavel îl citează pentru a-i mustra pe alții pentru fapte rele, era implicit considerat de către Pavel ca nevinovat de aceste rele. Mai departe, în cuvântarea sa de pe muntele lui Marte, Pavel afirmă că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii să caute pe Dumnezeu,
și să se silească, să-l găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Fapte 17, 26, 27. Aceste cuvinte pot constitui o referință indirectă la Epimenides ca la un exemplu pentru un păgân care se silește să-l găsească pe Dumnezeu, care era o realitate apropiată, chiar dacă nu îi se cunoștea numele. Probabil că membrii societății muntelui lui Marte erau familiarizați și ei cu scrierile lui Platon, Aristotel și a celorlalți. Trebuie că au ascultat cu admirație felul în care Pavel și-a început cuvântarea printr-o trimitere transculturală. Însă putea acest apostol creștin, educat de Gamaliel, învățătorul evreu, să capteze atenția unor oameni crescuți cu logica lui Platon, suficient de mult timp pentru a le descoperi Evanghelia? Urmând uluitoarei sale afirmații inițiale, succesul lui Pavel în partea principală a cuvântării se va baza pe un singur lucru, să o numim logică fără lacune. Atâta timp cât fiecare afirmație făcută de Pavel urma logic din afirmația precedentă, filozofii l-ascultau. Dacă ar fi lăsat o lacună în raționamentul său, filozofii l-ar fi întrerupt imediat. Era o regulă a educației filozofice pe care au primit-o ei, o disciplină care li se impunea și pe care o impuneau și străinilor ce le solicita atenția. Putea să treacă de această cercetare atentă și severă prezentarea Evangheliei făcută de Pavel? Pentru câteva minute, Pavel s-a descurcat foarte bine. Începând cu mărturia de pe altarul lui Epimenides, Pavel a continuat cu dovezile creației. Apoi a trecut de la dovezile creației la nepotrivirea acestora cu idolatria. Astfel își construise un eșafodaj de pe a cărui poziții putea să identifice idolatria atenienilor cu ignoranța, fără ca să-și piardă auditoriul. A continuat spunând: Teos poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Fapte 17, 30, 31. Cu alte cuvinte, găsind și folosind un indiciu care să deschidă ochii pentru a sări, Pavel se pregătise să zică hop, anunțând supunerea față de a doua poruncă a lui Isus. El încerca să întoarcă pe atenieni de la întuneric la lumină. Apoi a continuat: a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Iar aici, pentru prima oară, Pavel a lăsat o lacună în logica ascultătorilor săi de pe muntele lui Marte. El a vorbit despre învierea din morți a omului pe care Dumnezeu l-a îndreptățit să judece lumea, fără să le explice mai întâi cum și de ce a trebuit el să moară mai întâi. Filozofii au reacționat imediat spre propria lor sărăcie spirituală. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Fapte 17, 32-33. Pavel le arătase deja nepotrivirea atitudinii lor de tolerare, dacă nu chiar de practicare, a idolatriei. Chiar acest lucru era o realizare suficientă printre niște oameni care se mândreau cu calitățile rațiunii lor. Ca niște căutători ai adevărului, ei ar fi trebuit să urmărească împreună cu Pavel măcar implicațiile primei sale afirmații, iar nu să-l critique pentru probleme tehnice secundare. De altfel, nu toți l-au disprețuit pe Pavel pentru faptul că a menționat învierea morților. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul. Fapte 17:34. Tradiția secolului al II-lea ne spune că Dionisie a devenit mai târziu primul episcop al Atenei. Numele său provine din numele lui Dionisos, zeul grec a cărui teologie includea conceptul de înviere a morților. Ar putea exista vreo legătură între acel concept și atitudinea personală a lui Dionisie
față de un om care susținea cu atâta tărie învățătura despre înviere? Mai târziu, apostolul Ioan, continuând încercarea lui Pavel de a se apropia de gândirea filozofică grecească, a încercat să preia un termen filozofic îndrăgit de stoici, logos, ca nume pentru Iisus Hristos. Un alt filozof grec, Heraclit, folosise acest termen în jurul anului 600 înainte de Hristos pentru a descrie rațiunea divină sau planul care coordonează un univers în schimbare. Logos înseamnă pur și simplu cuvânt. Evreii, din perspectiva lor, subliniau și ei înțelesul de memra, în ebraică însemna cuvânt, dat Domnului. Ioan a văzut că logosul grecesc și memra ebraică descriau în mod fundamental același adevăr teologic întemeiat. El l-a descris pe Iisus Hristos drept împlinirea amândurora atunci când a scris. La început era logos și logos era cu teos și logos era teos. Logos s-a făcut trup și a locuit printre noi, Ioan 1 cu 1 și cu 14. Prin această suprapunere importantă a celor doi termeni grecești, teos și logos, puși în legătură cu Elohim și cu Iisus Hristos, creștinismul a fost văzut ca o împlinire și nu ca o distrugere a unor adevăruri ale filozofiei grecești. De altfel, acești termeni și alții ca ei erau înțeleși fără îndoială de către emisarii creștinătății ca fiind pregătiți de Dumnezeu pentru a oferi gândirii grecești o mai bună înțelegere a Evangheliei. Ei au considerat că acești termeni neprevăzuți ai filozofiei grecești erau la fel de reprezentativi ca și metaforele vechi testamentare, cum ar fi mielul lui Dumnezeu sau leul din tribul lui Iuda. Iar ei au folosit ambele paradigme terminologice cu aceeași libertate pentru a include persoana lui Iisus Hristos în contextul culturii ebraice și respectiv în cel al culturii grecești. Canaaniții. De fapt, apostolii Noului Testament, cum erau Pavel și Ioan, nu au fost primii care au folosit strategia de mai sus pentru a face vădită identitatea lui Dumnezeu în fața păgânilor. Un personaj important, cum a fost Avraam, a folosit și el această metodă cu 2000 de ani în urmă. Iată aici povestea sa. Iahve, Dumnezeu în limba noastră, i-a făcut unui om numit la început Avraam niște promisiuni incredibile cu 4000 de ani în urmă. Iahve îi spusese lui Avraam să-și lase propria țară, propriul popor și gospodăria tatălui său și să migreze spre o țară străină foarte îndepărtată și aparent foarte bogată. Vezi Geneza 12 cu 1. Dacă Avraam, al cărui nume a fost schimbat în Avraam, îi va asculta porunca, Iahve îi promisese următoarele. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te binecuvântează și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Geneza 12:2-3. Până în acest moment, înțelegerea specială făcută de Iahve cu Avraam nu se deosebește prea mult de multitudinea legămintelor pe care zeitățile tribale, cunoscute de-a lungul istoriei, le-au făcut cu micile lor cercuri de devotați exclusiviști din diferite părți ale planetei Pământ. Era Iahve, după cum au insinuat o serie de critici, numai un alt zeu tribal mărunt care să ascută interesul propriu al unui credincios cu promisiuni grandioase, numai ca să-l facă să se întoarcă la el mereu și mereu, cu tot mai multe închinări și slăviri? Această insinuare ar fi fost greu de găsit dacă nu ar fi fost ultima promisiune a acestei înțelegeri dintre Iahve și Avraam. Deoarece Iahve a continuat spunând: și toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate în tine. Geneza 12:3.
iar această afirmație face ca o caracteristică particulară a promisiunii lui Iahve să capete o altă lumină. El nu l-a binecuvântat pe Avram pentru a-l face egoist, arogant, deosebit sau individualist. Iahve l-a binecuvântat și nu numai pentru cei din seminția lui. Această binecuvântare era îndreptată spre nimic altceva decât spre toate popoarele pământului. Nimic nu poate fi mai puțin egoist și mai puțin provincial decât atât. Teologii numesc aceste promisiuni drept legământul avramic. Însă acesta este mai mult decât un simplu legământ între Dumnezeu și o persoană anume. El a însemnat începutul unei noi și uluitoare dezvoltări, a ceea ce teologii numesc o revelație deosebită. Cu alte cuvinte, în momentul în care Iahve își va fi împlinit toate promisiunile față de Avram, omenirea va fi în stare să înțeleagă înțelepciunea, iubirea și puterea lui Iahve în niște moduri care înainte erau de neînțeles, nu numai pentru oameni, ci se pare și pentru îngerii din cer. Vezi 1 Petru 1:12. Pentru a-l porni pe Avram pe drumul înspre noul său destin ca binecuvântare a popoarelor, Iahve l-a condus mai întâi spre o regiune străină locuită de un întreg spectru de triburi care erau la rândul lor compuse fiecare din clanuri și familii. Aceste triburi erau cananiții, cheniții, cheniziții, cadmoniții, hetiții, fereziții, refaimiții, amoniții, ghirgasiții și iebusiții, Geneza 15:19. În plus, pe lângă acestea 10, aproximativ încă 30 de popoare ce se întindeau din Egipt până în Caldeea, sunt menționate nominal numai în primele 36 capitole ale Genezei. Altor subdiviziuni etnice umane le sunt date caracterizări particulare în aceste prime capitole, mai mult decât în oricare altă secțiune biblică cu care poate fi comparată ca lungime. Călătorind prin șesurile deja locuite de numeroase grupuri etnice, Avram avea, mai mult ca oricând, posibilitatea să-și dezvolte acel fel de perspectivă a tuturor neamurilor, necesar celui destinat să fie o binecuvântare a neamurilor. Se părea că totul merge după așteptările lui Avram, însă Iahve îi pregătise o surpriză. Când Iahve îi spuse, toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate în tine, probabil că Avram s-a gândit că Iahve se referea la el și la națiunea ce avea să se nască din seminția lui, la faptul că ei vor deveni unica sursă de iluminare spirituală pentru întreaga omenire. Însă Iahve nu se gândise chiar în modul acesta. Pentru a fi sigur, când Avram s-a apropiat în cele din urmă de Canaan, după cum a aflat că se chema acea țară îndepărtată, a aflat că cel puțin două orașe din Canaan, Sodoma și Gomora, căzuseră deja într-o degradare completă. Altele, și anume orașele amorite, începeau și ele să urmeze exemplul Sodomei și al Gomorei. Vezi Geneza 15:18. Se părea că Iahve, atotputernicul, nu avea alt reprezentant în acea parte a lumii decât pe Avram, lucru care trebuie că îl făcea pe Avram să se simtă foarte important. Oricum, când Avram și caravana lui intrară mai adânc în Canaan, o surpriză plăcută îi aștepta acolo. Au trecut pe lângă un oraș, al cărui nume provenea din cuvântul cananit pentru pace, Salem. Numele cananit al orașului va deveni întâmplător salutul plin de înțeles din ebraică, Shalom, ca de altfel și sinonimul său arab, Salam. Salemul va contribui cu literele sale la forma finală a numelui Ierusalimului, temelia păcii. Mai interesant decât orașul Salem în sine, era totuși regele ce domnea peste acel oraș, Melchisedec. Numele său provine din combinarea alte două cuvinte cananite, Melchi, rege, și Zadoc, dreptate. Un rege al dreptății printre canaaniți, cei care erau vestiți pentru idolatrie
Sacrificări de copii, homosexualitate și pentru templele prostituției? Probabil că Melchisedec era numit astfel printr-o regretabilă greșeală, dar nu era așa. Câțiva ani mai târziu, Avram, întorcându-se dintr-o acțiune uimitoare de salvare dusă împotriva lui Chedar la Omer, vezi Geneza 14 de la 1 la 16, a ajuns într-o vale numită în limba cananiților Saveh. Cananiții din vremea aceea denumeau de obicei Valea Saveh drept Valea Împăratului, vezi Geneza 14 cu 7. Care împărat? Nu este greu de ghicit. Un istoric evreu numit Iosif ne spune că Valea Savei nu era altceva decât Valea Hinom, aflată la poalele zidului de nord al orașului vechi al Ierusalimului. Arheologii contemporani, făcând excavații în ruinele Ierusalimului de pe vremea lui David, au descoperit ruinele unui oraș antic, cananit, pe aceeași colină între Valea Sharei și zidul de sud al vechiului Ierusalim. Nu ar fi deloc surprinzător dacă acele ruine de mult îngropate s-ar dovedi a fi orașul lui Melchisedec, originarul Salem, iar Valea Shave, Valea Împăratului, a fost probabil numită astfel în cinstea regelui Melchisedec însuși. Nici nu ajunsese bine Avram în această Vale a Împăratului când regele Melchisedec însuși a adus pâine și vin pentru a-i oferi o gustare lui Avram. Naratorul nu ne spune că Melchisedec a călătorit spre Avram aducându-i pâine și vin, ci numai că a adus pâine și vin, probabil încă o dovadă a apropierii dintre Valea Shave și Salem. Acum vine partea cea mai interesantă. Acest rege al dreptății din Canaan, potrivit autorului Genezei, era deopotrivă și preot al lui El Elion, Dumnezeului celui prea înalt, Geneza 14:18. Cine era El Elion? Atât El cât și Elion erau numele cananiților pentru însuși Iahve. El apare frecvent în textele vechi ugaritice. Acest nume cananit, El, a intrat până și în limba ebraică a urmașilor lui Avram în cuvinte ca Betel, casa lui Dumnezeu, El Shaddai, Dumnezeu atotputernic, sau El Ohim, Dumnezeu, o formă de plural a lui El, care, pe de altă parte, păstrează în mod misterios înțelesul de singular. De asemenea, Elion apare ca nume al lui Dumnezeu în textele antice scrise în feniciană, o ramură mai târzie a limbii cananite vechi a lui Melchisedec. Chiar și forma compusă El Elion apare într-o inscripție antică aramaică găsită recent în Siria. Compuse aceste două forme, El și Elion, înseamnă Dumnezeu cel prea înalt. Întrebare: oare Avram, caldeanul, care se pare că îl numea pe atotputernic Iahve, s-a împotrivit termenului cananit El Elion, utilizat de Melchisedec pentru a-l numi pe Dumnezeu? Nu trebuie să căutăm prea mult răspunsul. Melchisedec a făcut imediat ceva ce a pus la încercare atitudinea lui Avram. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de El Elion, Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, binecuvântat să fie El Elion, care a dat pe vrășmașii tăi, ai lui Avram, în mâinile tale, Geneza 14, de la 19 la 20. Pregătiți-vă pentru răspunsul lui Avram. S-ar putea să auzim prima dispută teologică din narațiunea biblică. Ce va spune Avram? Va răspunde el oare astfel: o clipă doar, majestate, numele corect al atotputernicului este Iahve, nu El Elion. În plus, îmi este peste putință să accept o binecuvântare dată sub acest nume cananit, El Elion, de vreme ce conceptul cananit despre atotputernic trebuie să fie fără îndoială pângărit cu noțiuni păgâne. În orice caz, Iahve mi-a spus că eu sunt cel care ar trebui să binecuvântez neamurile pământului, inclusiv pe cananiți. Nu credeți că ați fost puțin cam îngânfați, binecuvântându-mă pe mine?
Nici vorbă. Replica lui Avram a fost că i-a dat lui Melchisedec zeciuială din toate cele luase lui Chedar la Omer în operațiunea de salvare, Geneza 14:20. Acest gest al lui Avram de a-i plăti zeciuială lui Melchisedec a stârnit mai târziu un comentariu vast al autorului epistolei către evrei din Noul Testament. De exemplu, vedeți dar cât de mare a fost el, adică Melchisedec, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din prada de război. Autorul continuă și explică faptul că preoția cananită a lui Melchisedec trebuie astfel considerată superioară chiar preoției levitice a poporului evreu, deoarece Levi a plătit zeciuiala către Melchisedec prin Avram, căci era încă în coapsele strămoșului său, Avram, când a întâmpinat Melchisedec pe Avram, Evrei 7:4-10. În ceea ce privește binecuvântarea lui Avram de către Melchisedec și acceptarea implicită a acestei binecuvântări de către Avram, același autor precizează că Melchisedec a binecuvântat pe cel care avea făgăduințele, dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare, Evrei 7:6-7. Însă acesta nu este ultimul argument care să ne dovedească incredibilă măreție a acestui personaj cananit numit Melchisedec. Autorul epistolei către evrei citează o profeție a regelui evreu David, regele care a cucerit vechea cetate a lui Melchisedec, Salemul, de la Iebusiț, anul 1000 înainte de Hristos, și a făcut din ea Ierusalimul, capitala națiunii evreiești. Profeția lui David afirmă neîndoielnic că Mesia evreilor, atunci când va veni, nu va face parte din preoția temporară, prin esență, a leviților, preoție cu o descendență restrictivă. Mai curând, el va fi un preot în felul lui Melchisedec, a cărui apartenență nu va fi restrânsă la o descendență oarecare. Nu numai atât, dar și apartenența lui Mesia la rânduiala lui Melchisedec este confirmată printr-un legământ divin, iar această apartenență este veșnică. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Psalmul 110:4. Este posibil ca Iahve să-l fi avertizat pe Avram dinainte că va găsi pe cineva ca Melchisedec, care să susțină deja credința într-un Dumnezeu adevărat printre cananiți. Tot ce putem spune este că, dacă Iahve nu l-a prevenit pe Avram despre Melchisedec și consemnarea nu ne oferă niciun indiciu că ar fi făcut așa ceva, atunci întâlnirea cu un om ca Melchisedec printre cananiții aflați în întuneric trebuie să-l fi lăsat gură cască pe părintele Avram. Ce să înțelegem din afirmația biblică potrivit căreia Melchisedec era superior în plan spiritual lui Avram? Ce îi asigura lui Melchisedec superioritatea? Nouă ni se pare că răspunsul stă în ceea ce reprezenta Melchisedec față de ceea ce reprezenta Avram în planul lui Dumnezeu. Teza acestei cărți este faptul că Melchisedec se afla în Valea Șavei ca o expresie fundamentală, ca un tip reprezentativ pentru revelația generală a omenirii și că Avram reprezenta la rândul său revelația particulară adresată omenirii pe baza legământului și a canoanelor. Revelația generală a lui Dumnezeu este mai mare decât revelația particulară din următoarele două motive. Este mai veche și a influențat în procent de 100% omenirea, Psalmul 19, în timp ce revelația particulară a influențat doar o parte a omenirii. Iată de ce era potrivit ca Avraam, reprezentant al unei revelații mai tinere, mai restrânse, să dea zeciuială de recunoștință reprezentantului revelației generale. Asta nu înseamnă că prezența anterioară în Canaan a lui Melchisedec ar fi schimbat în vreun fel destinul special hărăzit de Dumnezeu lui Avraam. Dimpotrivă, nu avem nici cea mai mică dovadă că cei doi bărbați aveau unul față de altul vreo umbră de gelozie sau de concurență. Melchisedec și-a împărțit pâinea și vinul cu Avram și l-a binecuvântat, iar Avram
I-a dat zeciuială lui Melchisedec. Erau frați întru El Elion Iahve și aliați pentru cauza lui, de vreme ce atât revelația generală cât și cea particulară izvorau din El Elion Iahve, era de așteptat ca Melchisedec să împartă cu Avraam pâinea și vinul și ca Avraam să-i dea acestuia zeciuială. Lucrul cel mai minunat este că aceste gesturi au continuat să se petreacă aidoma în istoria viitoare a omenirii. Deoarece revelația particulară a lui Iahve, să o numim elementul Avraam, a continuat să influențeze lumea atât prin Vechiul cât și prin Noul Testament, dar a văzut că revelația generală a lui Iahve a continuat mereu, să o numim elementul Melchisedec, să fie acolo, să o întâmpine cu pâine și cu vin și să-i binecuvânteze venirea. Veșnicia din inimile lor este încercarea mea de a descoperi în istorie niște exemple pentru această minunată întrepătrundere dintre elementul Melchisedec, adică revelația generală, și elementul Avraam, revelația specială a lui Dumnezeu. Însă mai există un element, dar relația lui cu celelalte elemente nu este la fel de minunată. Un alt rege cananit, un rege deosebit de Melchisedec, întâlnit de Avraam în aceeași vale a Șavei, Bera, regele Sodomei. Bera a fost foarte prietenos cu Avraam. El l-a lăsat pe Avraam să păstreze prada pe care acesta o luase de la Chedar la Omer, pradă care aparținuse inițial Sodomei. Observați reacția lui Avraam. Avraam a răspuns regelui Sodomei: ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, Iahve El Elion în original. Așa cum apostolii Pavel și Ioan au acceptat mai târziu termenii lui Platon, Teos și Logos, ca nume grecești pentru adevăratul Dumnezeu, aidoma, Avraam în vremea sa, a acceptat termenul El Elion, nume cananit al lui Melchisedec pentru Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului, și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curia de încălțăminte, ca să nu zici, am îmbogățit pe Avraam. Geneza 14:22-23. Reprezentanții elementului Avraam au trebuit să urmeze exemplul său de-a lungul istoriei, practicând același discernământ, discernământul care poate distinge între elementul Melchisedec, cu adevărat prietenos existent printre cananiți, de o componentă ocultă a culturii, să-i zicem elementul Sodoma. Ei trebuiau să învețe să se raporteze pozitiv la unul și să-l respingă pe celălalt, așa cum a făcut Avraam în Valea Șavei. Acum să vedem un alt exemplu de amestecare a acestor trei elemente și sau de influențare a istoriei.